Salut, băieți, alt episod aici de Fortnite. Astăzi ce vreau să fac este să vă arăt rockerul meu. Am mai făcut asta acum, nu știu, câteva luni bune, dar am mai luat niște skin-uri așa de timp și am zis, hai să mai arăt o dată, mai știi? Adică a fost 2K19, era începutul 2020. Nu am mai băgat bani în jocul ăsta din vreo 5 luni, 6, deci nu știu, am peste 80, aproape 90 de skin-uri, dacă nu am 90 chiar. Da, am, nu știu, majoritatea sezonul, nu știu, din 6 încoace. Am toate beta pass-urile din 6 până acum, în afară de ăsta care e acum. Din, na, partea a doua, să zic așa, cu Fortnite-ul. Toate skin-urile, deci nu știu, hai să zicem vreo 30 din Battle Pass, 40, n-ai nici atâta, nu cred, 45 și zicem vreo 30 cumpărate și ai restul totuși, 50, 60, câți mai sunt din Battle Pass, dar măcar 30-35 cumpărate, deci să zicem că am băgat, nu știu, la undeva 450-500 de lire, deci vreo 20 de milioane, 25 pe acolo, maxim 25, dar nu cred că ajunge la 500. Da, mai am niște nase din pack-uri de la PS Plus. Multe skin-uri, vreo 3-4 sunt de la abonați, respect lor, care mi-au dat gift-uri, dansuri, skin-uri, chestii. La back-uri nici nu mai vreau să zic, am aici cred că dublă față de skin-uri, am mai multe. Cred că am aproape 100. În jur de 90-100. Da, frumos, mintiu, am să încerc să iau niște mintiuri de abonați, am încercat și tot încerc. Frumos, minte aici. Da, mai am pe aici pickaxe-uri din Battle Pass-uri, majoritatea. Cred că toate chiar, aproape toate, dacă nu mă șer, sunt din Battle Pass. Uite și coasa. Frumos. Da, majoritatea din Battle Pass. Deși cred că am vreo 8, 10 din 8 sau 10 din, na, din banii mei cumpărate. Da, un băiat din 6, pe aici tot așa backing-ul, chestii, cred că sunt undeva la 50, jur de 45, pe acolo 50, poate, maxim 50. Da, doar unul legendar, astea cu Star Wars-ul, ăsta, Arcana Glider-ul din, na, de un event că am primit, PS Plus, unele, alte din sezoanele vechi. Na, amintiri. Asta din opt, aparent. Aia de fort, asta din 6, din 10. Asta de la Save the World împreună cu ăsta și încă vreo două de pe aici, dar nu știu care. Nu cred că ăsta, dar nu știu care. Oricum. Da, nu știu, aici nu prea e nimic ca special, adică doar din astea vreo 30-25. Dansurile. În dansuri, dacă am skin, cred că am băgat vreo 300-350 de lire. În dansuri, cred că toate dansurile mele cumpărate, deci da, cumpărate cu tot cu Battle Pass, cred că fac undeva la 120-150 de lire, adică am băgat mult în dansuri, am, cred că am 100 de dansuri, gen dansuri, nu emote-uri, chiar am să renumăr eventual așa, să vă zic. Dar am și pe aici, am multe, multe rău. Adică dacă stau să mă apuc și eu număr, cred că am 100. Sau nu știu dacă 160, 70, am băieți, deci, da. Emote-ul era greu, poate cele mai vechi din sezonul 6, pentru că atunci mi-am făcut contul și mi-am reapucat de jocul ăsta. Din păcate, n-am nimic ca din 5, pe niciun cont, pe contul vechi am până în 4, din 2 în 4 parcă, dar n-am mai intrat pe contul ăla și nici n-am simt după curând, poate o simt pe PC și să fac un episod cu el. Da, și ce să zic, pe aici multe skin-uri de 2000 de V-Bucks și cumpărate de mine, ăsta cu Batman-ul, fost fain și scump. Și da, ce mai avem pe aici? Oricum, ăsta, nu știu, a fost mini episod, să zic, cu rocker-ul. A, da, și mai avem astea. Frumos, elegant. Super Maker.
joacă 30, că au apărut în 7. Nu pot asta să revânez, să zic așa, deci na. Da, pozele așa. Aici muzica, tot așa, vreo 20, cred că am în jur de 20. Da, cred că fix 20 am, dacă nu mă înșel. Multe, să zic, trebuie de vechi, OG. OG Remix, OG Classic, vedeți voi pe aici, băieți. Da, nu mai chestii, dar avem, să mă uit iteme. Și poate să mă apuc eu să bag bani și ca să fac măcar o să deschid nu și după aia văd eu. Oricum, ăsta a fost mini episodul cu Rocker, sper că v-a plăcut. Poate o să mai facem unul pe viitor, peste câteva luni, dacă o să mai fac o zi skin-ul sau chestii, un update, al treilea, să zic așa. Oricum, eu am fost Wolf și salut băieți.